acasă, o familie extraordinară, bine ați venit. E puțin emoționat alături de soție și fiica sa, mai emoționat. Uite, puteți să filmați, să faceți o fotografie acum, care va apărea luni 10 decembrie în Giurgiu. În primul rând, bună seara, Giurgiu! Și la mulți ani tuturor ce poartă numele Sfântului Apostol Andrei, să aveți o seară minunată alături de cei dragi. Mă bucur că suntem un număr așa de mare, înseamnă că am venit să susținem victoria, înseamnă că am venit să susținem șansa de mâine, să susținem USL-ul. Și ca să vă fac o mărturisire, mă simt foarte mândră că tatăl meu este Florian Nicolae. De ce? Pentru că este un om de onoare, un om sincer, un om iubitor de oameni, un om ocrotitor și un om care are frică de Dumnezeu. La fel puteți să fiți și voi mândri, alegând în ziua de 9 decembrie USL-ul. Vă mulțumesc! Foarte frumos spus! Aproape că i-am văzut o lacrimă în ochii lui Floricel Nicolae. Nu s-a așteptat fiica sa să vorbească atât de frumos. Acum să vedem ce zice soția. Soția care este alături și în viață și la locul de muncă. Vreau să vă spun bună seara și la mulți ani tuturor. Noi suntem alături de Floricel, cum mi-e drag să spun, și alături de toți giurgiuvenii. Vă iubim mult și vă așteptăm pe data de 9 decembrie să ne fiți alături. Eu mă mândresc că am o familie așa de unită și giurgiuvenii așa de uniți. Vă mulțumim mult, suntem alături de nevoile Giurgiului și vom transforma nevoile și speranța în realitate. Vă promit asta. Și pentru că Dariela a spus că aveți frică de Dumnezeu, iată, preasfinția sa, episcopul Ambrozie de Giurgiu, v-a trimis un dar, pentru că Floricel Nicolae e un om care iubește și a sprijinit întotdeauna biserica. Veniți pe scenă și oferiți darul din partea episcopului. Vă rog! Am înțeles că veți transmite cartea cuiva mai departe? Preasfinția sa, episcopul Ambrozie, crede foarte mult în Relu de la Connector, care este un credincios autentic, pe care îl iubesc și eu, îl iubiți și dumneavoastră. O să-l vedeți în continuare. Iar preasfinția sa are un dar, același dar ca și pentru mine. O carte, Familia Ortodoxă, pe care vrea să o acorde cu mare drag domnului Relu de la Connector. Mai departe, vreau să vă fac și eu o dedicație. Pentru prima oară voi cânta o piesă din repertoriul românesc, Așa e Românul, special pentru dumneavoastră. Dariela Nicolae. Așa-i românul când se veselește, ca și stejarul când mugurește. Așa-i românul când e fericit, ca și stejarul când e înverzit. Ceruri zboară, o rugăciune pentru Dumnezeu. Mă rog fierbinte pentru a noastră țară și pentru tine, scump poporul meu.